Rămâneți aproape pentru că astăzi avem parte de premiere muzicale, dar nu vă zic toate secretele pentru că urmează să le descoperiți chiar voi. Mai întâi de toate vreau să invit aici pe Angelina Corjan, care se împacă foarte bine cu notele de pe portativ. Ea este lector universitar la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice și astăzi facem cunoștință mai îndeaproape. Bună seara! Bună seara, Gloria, și bine te-am găsit și mă bucur foarte mult că te cunosc. Bine ați venit, dar am câteva întrebări, așa că n-am să vă țin prea mult în picioare. Vă rog tare mult să luați loc. Cu mare drag. Și chiar vreau să ne povestiți mai în detaliu cum a pornit drumul spre muzică. Aoleu, drumul meu spre muzică a început de la 5 ani, deoarece sunt pianistă, fac pianul de la 5 ani. Am făcut studiile la Liceu de Muzică Ciprian Porumbescu, după care au continuat la Colegiul de Muzică Ștefaneaga. Mai apoi conservator, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, masteratul și acum mă pregătesc foarte intensiv pentru studiile de admitere la doctorat. Deci studiile nu strică niciodată. Niciodată, sigur. Dar dacă ne uităm în biografia dumneavoastră, descoperim că nu ați cântat tot timpul muzică populară, pentru că astăzi vă vedem în IE și știm bine că o să ne prezentați o melodie proaspătă din acest gen muzical, dar ați cântat muzică ușoară. Ba mai mult, ați fost într-o trupă. Da, foarte corect. La 19 ani am început cariera mea ca interpretă de muzică ușoară, începând cu trupa Protect. De fapt, piesa care ne-a făcut așa mai cunoscuți a fost piesa Întoarce-te la mine, care în 2001 a fost desemnată hitul anului 2001. Deci are o pondere, da, în industria muzicală. Dar cum au fost acele vremuri? Au fost foarte frumoase, a fost o experiență extraordinară. De fapt, eram o studentă și au fost niște timpuri frumoase la nebunie. Muzicienii din acele vremuri care făceau muzică încă din anii 2098-99, zic că pe atunci artiștii aveau turnee în toată țara. Sigur, aveam foarte multe turnee, nu reușeam uneori și să merg la lecții, la ore, dar mă străduiam să reușesc toate. Asta ce înseamnă? Că pe atunci lumea consuma mai multă muzică decât acum? Noi am făcut ceva nou atunci pe piața muzicii moldovenești, deoarece hip-hop-ul împreună cu R&B era ceva nou și de asta lumea era nebunită de piesele noastre. Dar acum aveți această oportunitate să mergeți prin satele Moldovei și să cântați pentru moldoveni? Cu mare drag, întotdeauna a fost dorința asta, sigur. Și cum este postura de lector la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice? Deci, eu am început să lucrez la Academie de Muzică pe când eram studentă în anul 5. Mi-a plăcut foarte mult, după care peste câțiva ani am început deja să lucrez ca lector. Mai întâi ca pianistă, ca maestru de concert, acompaniam opere la Catedra Canto Academic, după care am avut o mare dorință să fiu eu cea care îi pregătesc. Și acum, la moment, predau o disciplină foarte interesantă, se numește maestria de lead, se mai spune maestrie de cameră. Deci, interpreții de muzică, să zicem, canto academic, se împart în două categorii. Deci, ei vor deveni ori interpreți de operă, da? Vor cânta la teatru de operă, sau vor interpreta lead-uri, adică vor fi acompaniați de o mică orchestră sau de chiar pian. Ambele categorii sunt complicate? Sunt foarte complicate. Foarte. Opera are aparte ceva și camera la fel. Pentru că când cânti în operă, este mai ușor undeva, pentru că tu acolo joci, nu mai observi când trece timpul, nu ai atât de mare emoție, dar când ești singur cu pianul, tu trebuie să faci într-o lucrare toată viața să o prezinți. Dar dumneavoastră nu ați vrut niciodată să vă faceți interpretă de muzică clasică? Nu știu. Nu, de fapt eu sunt interpretă de muzică ușoară. Mă consider. Dar cum sunt studenții de ziua de astăzi? Sunt, cum să zic, eu am 14 studenți și am o relație foarte frumoasă cu ei. Mă respectă. De fapt, dacă vrei ca un student să te respecte, trebuie și tu la fel să îi respecti. Și mă bucur foarte mult de ei. Îi iubesc chiar enorm. Eu sper că vă urmăresc în acest neapărat moment. Deja îmi va spune. Mai devreme ați spus că vă considerați interpretă de muzică, ușoară. Dar astăzi ați venit în premieră cu o melodie de muzică populară. Este de fapt prima mea piesă populară, într-o frumoasă colaborare cu Orchestra Fraților Radvahov. Orchestrația îi aparține lui Sandu Șuram. De fapt,
toți trei, Sandu, Șura, Vasile și Vitale, mi-au fost colegi, mi-au fost colegi la liceul Ciprian Popescu și mai mult ca atât îmi place să lucrez cu oamenii profesioniști, pentru că eu știu că ei fac totul la nivel. Muzica mi aparține. Versurile îi aparțin lui Ruslan Colesnic, de fapt este soțul meu. Este o colaborare așa familială. Deci ca între prieteni și familie. Sigur. Și ce povestește textul melodiei? Despre părinți. Este ceva frumos. Este important ca copii să nu-și lase părinții niciodată, pentru că și noi cândva vom fi părinți. O să ascultați mai bine textul dumneavoastră. În câteva clipe chiar o să ascultăm. Deci v-a plăcut această colaborare și acest debut în lumea muzicii populare? Da, este ceva frumos, pentru că eu de mică îmi doream să cânt muzică populară, de mai mult mămica mea și-a dorit acest lucru. Vreau întotdeauna să mă vadă acompaniată de o orchestră populară, dar uite că am mers pe alte căi, pe muzică ușoară. Angelina, s-ar putea să ne mai revedem aici cu o altă melodie din muzică populară, da? În câteva luni neapărat voi lansa a doua melodie. Este vorba despre o sârbă foarte frumoasă. O să le placă tuturor. Mult succes! Noi vă dorim și chiar vrem să ascultăm premiera muzicală. Mulțumesc foarte mult! Angelina Corjan, la cine vine la noi, a spart gheața, iar noi o invităm pe scenă să meargă să ne cânte, iar noi o să admirăm și o să apreciem noul produs muzical. Nu uitați de pagina noastră de Facebook, acolo unde vă puteți da cu părerea, să dați multe like-uri și să ne povestiți de cine vă place tare mult și pe cine ați vrea să vedeți în studioul nostru. Sate strămoșești mari și văd chipuri bătrânești mari. Sunt cu fețele brăzdate și suflete îndurerate. Sunt cu fețele brăzdate și suflete îndurerate. Lângă poartă stă măicuța și așteaptă. Așteaptă cu dor și jale să apară o umbră în cale. Așteaptă cu dor și jale să apară o și noapte, doar ca să avem de toate.
să avem de toate.